Cu prilejul întâlnirii a fost marcată Ziua Europeană împotriva traficului de persoane. Evenimentul este sărbătorit din 2006 pe data de 18 octombrie. De fiecare dată au fost abordate teme de actualitate, cum ar fi prevenirea traficului de persoane, rolul campaniilor antidrog sau prevenirea delicvenței juvenile. Suntem aici, prezenți alături de o echipă. În 2014, echipa Speranța a reprezentat Colegiul Național Chemalatatur într-un proiect internațional Deschide Ochii. În fiecare an, elevii Colegiului Național Kemal Atatürk desfășoară activități, chiar campanii, împotriva traficului de persoane. Astfel, atrag atenția întregii comunități asupra fenomenului împotriva căruia luptă numeroase instituții și organizații din întreaga lume. A fost o activitate adresată adolescenților, adolescentelor. Sunt aici, în școala noastră, copiii veniți din mediul rural. Încercăm să informăm, să conștientizăm asupra pericolului traficului de persoane și să îi determinăm și să le determinăm pe tinerele fete să fie mai precaute, mai atente. Activitatea a atras atenția elevilor, care spun că au primit informații care le sunt de ajutor. Tinerele au înțeles scopul acțiunii și au spus că vor transmite informația mai departe. Care este sfatul pe care îl dai tuturor fetelor? Să deschidă ochii bine, să n-aibă încredere în toată lumea, adică să-și aleagă cu atenție persoanele care sunt lângă ele. Importanța activității este de a informa, de a preveni, deoarece există foarte multe cazuri în care fetele sunt racolate și sunt victime, victime care poate nu mai scapă, poate au noroc și scapă. Ce spui despre filmul pe care l-am vizionat cu toți, despre scenariul lui? Scenariul a fost creat de Mălaomer Berna, o colegă, un scenariu la care am ajutat și noi câte puțin și ne-am bazat pe întâmplări reale, întâmplări care s-ar putea întâlni oricare fată, întâmplări care ne-ar putea ajuta. Specialiștii spun că victimele sunt în general tinerele care nu se informează suficient cu privire la oportunitățile apărute peste noapte. În general, adolescentele spun, nu mi se întâmplă tocmai mie, dar situația nu stă chiar așa. Mesajul Deschide Ochii ajută la conștientizarea pericolului la care se supun unele tinere.